Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Ceaiul de astăzi e unul mai special și spun asta pentru că invitatul meu, preotul Gabriel Andrei Gherasă, consilier pentru proiecte patrimoniu și construcții bisericești al Mitropoliei Basarabiei, este un om special. Spun asta pentru că e tânăr, e șan de-al nostru și muncește, construiește și sfințește locuri din Basarabia. Dați-mi voie să-i spun bun venit, părinte. Bine v-am găsit și mulțumim pentru invitație și pentru dragoste pe care o aveți față de această palmă de pământ ruptă de la trupul țării. Părinte, sunteți un om tânăr, dar implicat. Acum, eu fiind un pic mai vechi, pot să vă spun doar atât și starea mea de spirit este una pozitivă și specială pentru dialogul cu dumneavoastră, pentru că ce face dumneavoastră acum, construind și făcând oamenii mai buni din Republica Moldova de peste Prut, am simțit eu în 90, când a fost acel pod de flori, când la Sculeni, când la Ungheni, când în martie am reușit să realizez primul duplex, primul spectacol la Chișinău ca prezentator al unui concert Melodii 90. Am lucrat și vreo 2 ani la televiziunea publică din Republica Moldova. Deci starea mea de spirit, stând de vorbă cu dumneavoastră și schițându-mi așa câteva rânduri, e una specială în ce vă privește, pentru că de o leacă de vreme sunteți dedicat pentru a-l face pe omul din Sculeni, din, mi-am lăsat aici, Floreni, din Ungheni, mai a plecat spre biserică, spre oameni, spre credință. Asta face dumneavoastră de ceva vreme. Cum a fost? Puneți-mi despre dumneavoastră. E în 1990, când dumneavoastră ați trecut, ați fost parte a podului de flori, eu nici nu eram născut, ca să fiu sincer. Dar e o lucrare pe care Dumnezeu ne-a pus-o așa înainte, pentru că, într-adevăr, în Basarabia este foarte mult de muncă și din punct de vedere spiritual și din punct de vedere uman, dar facem ceea ce fiecare dintre noi suntem datori să împlinim acolo. Când spuneți datorie, vă referiți la faptul că sunteți absolvent de seminar, de Universitatea Cuza de la Iași, Facultatea de Istorie, deci sunteți un om format la Iași. Spuneți asta de ce? Pentru că înclinația dumneavoastră spre frații noștri de peste Prut e una specială și cu performanțe. Am realizat deja acest lucru. E chemarea lui Dumnezeu. Spunea Părintele Iustin că Dumnezeu, dacă ne pune pe fiecare la locul unde trebuie să fim, un mare dar, nu-i ceva care ni se cuvine. Și Dumnezeu așa a rânduit, că într-adevăr, dacă mi-ar fi spus cineva acum 6-7 ani că îmi voi desfășura activitatea acolo în Basarabia, poate aș fi zâmbit. N-aș fi crezut lucrul acesta, dar într-adevăr suntem datori față de dânsi și pentru că sunt oameni de-ai noștri, români de-ai noștri și nu trebuie să-i lăsăm. Pentru ei este mult mai dificil decât este pentru noi, mai ales din punct de vedere spiritual, pentru că noi am trecut printr-o perioadă a comunismului destul de dificilă, dar pentru ei perioada sovietică a fost îngrozitoare. Gândiți-vă că mulți dintre preoții lor au fost împușcați, multe din biserici au fost închise, dinamitate, transformate în depozite, în săli de cinematograf, în săli de sport. Și atunci suntem datori noi, cei care avem credința, să o împărtășim cu dânsii. De câte vreme faci asta, părinte? De aproape 5 ani de zile. De aproape 5 ani. Da. Și în 5 ani, ce ați făcut? Ce ați reușit? Pentru că eu mi-am notat, dar nu-mi vine a crede că ați construit, eu spun ctitorii proprii, pentru că numai dumneavoastră știți cum ați adunat banii din România, 3 biserici. Da, am reușit în acești ani să zidim prima oară o biserică într-un sătuc de la periferia orașului Ungheni, numit Elizavetovka, unde cu bănuții de la nuntă am început biserica, dar n-am reușit să terminăm cu banii de la nuntă, că n-a fost o nuntă atât de mare,
După aceea am făcut o biserică la, într-un sătucul numit Floreni, unde oamenii sunt declarați români la recensământ și nu au avut nici măcar cimitir sau biserică vreodată. Și cea pe care am simțit-o pe 2 septembrie este biserica de la Sculeni, o biserică foarte așteptată și foarte dorită. Și concomitent cu asta am turnat și fundație pentru o biserică la Ungheni, orașul Podului de Floreni, unde la fel nu avem biserică românească. În ce an v-ați căsătorit? Acum 5 ani? Da. În martie, aprilie, mai? În luna noiembrie. Ce sunteți de cazodie? Leu. Leu e o zodie de om puternic, nu? Eu nu prea mă ghidez după ele, dar mă străduiesc să împlinesc. Tatăl meu, atunci când am plecat la seminar, pentru că pentru cei din familie a fost așa cumva un șoc că îmi doresc să devin preot, sfatul pe care tata mi l-a dat a fost, indiferent ce fac, să duc la îndeplinire și să fac bine. Și mă străduiesc să țin așa de cuvântul tatei. Deci ați absolvit seminarul, nu? Seminarul e liceu, de fapt. Seminarul teologic liceal ortodox Sfântul Vasile cel Mare din Iași, după aceea am făcut și facultatea de teologie la Iași și paralel am făcut și facultatea de istorie. De istorie? La ce profil? Etnografie? Că am înțeles Nu, am făcut facultate de istorie la Iași, la Universitatea Alexandru Ancuza, dar având o pasiune pentru etnografie, pentru că am avut și un proiect legat de asta, am făcut și cursuri de etnografie la Baia Mare. Cum se chema proiectul? Muzeul Etnografic Volant Alef. N-am mai auzit de... Este unic în Europa. A fost primul muzeu etnografic. Eram la seminarul teologic și mă gândeam că trebuie să fac ceva ca să ne salvăm și tradițiile. Pentru că Iorga spunea că un popor care nu-și cunoaște istoria și spun eu că și tradiția e ca un copil care nu-și cunoaște părinții. Și am zis, cum să duc eu tinerii la muzeu? Și am zis că dacă nu vin tinerii la muzeu, să ducem muzeul la tineri. Și am început să ne perindăm cu această colecție etnografică, bună parte din ea adunată de mine, cam la toate liceile și seminarele teologice din Arhiepiscopia Iașilor. Gândindu-ne că acei tineri care la un moment dat vor deveni preoți, dacă vor dobândi această dragoste de tradiție și de rădăcini, vor promova asta în comunitățile în care vor fi. Și muzeul acesta mai există? Da, acum este expus la Palatul Sturza de la Miclăușeni. Foarte interesant. Și cum e? Într-un mijloc de transport ceva, nu? Cum? Nu, acum este expus chiar într-una dintre camerele. Camere. Pentru că ea, de fapt, reproduce interiorul unei case țărănești, așa cum arăta ea, și costume populare din toate zonele țării, din toate zonele etnografice. Pentru că fiecare zonă etnografică a țării are un specific. Și era costum, spre exemplu, și din zona Moldovei, și din zona Bucovinei, și din zona Vrancei, și din zona Banatului. Costume de mare valoare etnografică. Și unde ați absolvit acest curs? De... La Baia Mare. Cum de la Baia Mare și nu la... Nu avem în zona noastră. N-avem? Nu avem în zona noastră, din păcate. Dar am ucenicit, dacă vreți, am avut câteva întâlniri extraordinare de valoroase cu doamna Angela Paveliu Colaru, care este o salutăm. O mare personalitate. Are 80 și, mă rog, nu bine să spunem. Și mulți, la doamne nu spunem vârstele nu niciodată. Nu spunem 80 și mulți ani. 80 da. Și puțini. Puțini ani, puțini. ce om, ce... Profesionist. O personalitate de mare valoare pe care noi poate nu cunoaștem cu adevărat cât de mult îi datorăm din punct de vedere etnografic. Este cea care a pus din punct de vedere etnografic Botoșaniul pe harta țării. Așa este. Și am avut această ocazie datorită sectorului învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor să o întâlnesc și să învăț câteva lucruri foarte folosite. A fost și la Câmpul Moldovenesc și la Muzeul Lemnului. La Muzeul Lemnului, doamna a fost director acolo în perioada aceea când a început. Apoi deși a început în învățământ. În Botoșani, învățământ. Da. Păi, doamna, și pentru noi o mare onoare, este și moderator la emisiunile noastre, Telemoldova Plus, și am să o rog să vă invite la Taifas în emisiunea dumneaei. Pentru cu că, dragă inimă. Da, ce, cu așa oameni, eu cred că nu ați stat locului, ca să spunem așa, și v-ați... Și tinerețea vine la pachet cu un soi de entuziasm, de efervescență și, foarte important, să reușim să o canalizăm în mod pozitiv, că tot e o problemă a vremurilor noastre, cea legată de tineret. Foarte important să le dăm așa un fir roșu pe care să-l urmeze. Și eu m-am sădit să fac ceva, să nu lăs timpul să treacă în zadar. Chitorii, 3 biserici și 5 ani și acum urmează a patra. Puteți să-i mulipsiți și pe preoții tineri să... Eu mă străduiesc. Meargă să slujească acolo unde ați construit. Eu mi-aș dori foarte mult și o necesitate reală în Moldova. Avem nevoie de preoți care să reaprindă așa făclia aceasta a credinței, pentru că sunt oameni nebotezați, necurunați, oameni care nu știu, Tatăl nostru. Și atunci avem nevoie de oameni care să-i poată anima pe cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, dar în egală măsură avem nevoie și de locuri care să-i adune. Asta e foarte problematic pentru că nu avem biserici, o realitate.
Părinte, ați început să spuneți și n-am intrat cumva mai în profunzime. Sunt localități în Basarabia unde nu era, nu este și încă nu e biserică și cimitir? Sunt foarte multe localități în Basarabia, pentru că în perioada sovietică i-au îndepărtat pe oameni de credință și de Dumnezeu și mai apoi, din pricina lipsei resurselor financiare, foarte multe sate nu au nici până astăzi biserică și cimitir. Și cumva, în momentul în care am mers acolo, mi-am asumat acest deziderat de a zidi pentru oamenii care îl caută pe Dumnezeu. Părintele Iustin spunea de multe ori să nu punem seu în carne grasă. Adică e foarte important să îi animăm pe oameni și să îi ajutăm să-L găsească pe Dumnezeu. Și la fel a fost, de exemplu, la Floreni, la fel a fost la Elizavetovka. Sunt foarte, foarte multe localități în care Dumnezeu n-a fost cunoscut. Înseamnă că nu sunt nici botezați sau cununați? Sunt adulți de vârsta dumneavoastră care nu sunt botezați și necunoscuți. Foarte tânăr. Știu lucrul acesta. Da, deci, dar oricum mai vechi decât. Da. Deci n-a fost cununat și nici botezat? Nici botezați, niciodată. Și atunci cum sărbătoresc anii de căsnicie? Cum îi adună primarul să le dea diplomă că au 50 de ani de când s-au cunoscut? Sunt 50 de ani de la cununia civilă, nu de la cununia religioasă. Că în timpul Alexandru Ioan Cuza știți prea bine că toate aceste registre ale stării civile au fost preluate de către stat. Până la Alexandru Ioan Cuza, biserica era cea care ținea și registrul nașterilor și ale cununiilor și așa mai departe. Impresionant ce spuneți. Eu am avut ocazia atunci să merg prin localități, dar poate spectacole care am făcut eu cu Victor Socaciu, Frușcă, Șeicaru și alte vedete din România, Mihai Constantinescu, că era în voga celebră, da, Susindiale, o casă, și asta s-a întâmplat din începutul februarie până pe 1 martie, când apoi au fost două zile spectacole, trei zile la sala sporturilor sau, mă rog, complexul sportiv din Chișinău, cu două spectacole. Trei spectacole pe zi, impresionant, cu săli pline, cu... Mă rog, mi-aduc aminte toate astea, o lună de zile am umblat din sat în sat, dar cred că m-au dus în comunile mai... În localitățile mai mari. Am văzut biserică, am văzut cămin cultural. În localitățile acestea mai mari a existat, dar sunt foarte multe sătuce. Știți, în anii 90, în Arhiepiscopia Iașilor, prefericitul Părinte Patriar Daniel, când slujea aici ca mitropolit, a implementat un proiect cu ajutorul preasfințitului Calinic, botoșaneanul din acea vreme, niciun sat fără biserică. Pentru că o situație similară a fost și la noi, doar că atunci s-au demarat foarte multe lucrări de zidire ale bisericilor în zona noastră. Dar la ei, din păcate, lucrul acesta a fost imposibil, pentru că Mitropolia Basarabia a fost desființată, a avut o istorie foarte zbuciumată, dar și episcopi extraordinari. Ne gândim la Mitropolitul Gurie Grosul, la episcopul Dionis Erhan, care e sfânt canonizat de Patriarhia Română, cu moaște întregi a idoma Sfintei Parascheva, dar a avut o istorie nu tocmai ușoară. Și cred eu că tocmai aceste vitregii ale vremurilor, aceste încercări, de fapt, sunt cele care au întărit și mai mult spiritul românesc de acolo, din Basarabia. Cu alte cuvinte, biserica românească are o misiune importantă în Republica Moldova. Noi nu conștientizăm cât de datori suntem față de acești oameni, din ce punct de vedere. De toate instituțiile, cea care este cel mai activă, cea care este cea mai activă și cea care are cea mai mare responsabilitate față de oameni este biserica, pentru că ea împlinește și această activitate de zidire trupească, dar și sufletească ale oamenilor. De asta ne și dorim, spre exemplu, la Sculeni să edificăm o biserică, pe lângă biserică să funcționeze un azil de bătrâni și un orfelinat. Avem deja un after school, avem bibliotecă, adică ne străduim și din punct de vedere intelectual să ridicăm pe oameni, dar și să fim acolo, să mângâiem lacrima de pe obrazul cuiva care n-are ce pune pe masă, că asta e realitatea acolo, din păcate. Lucrurile astea se fac cu bani, părinte. Ei sunt destul de modești, ca să nu spun săraci. Extraordinar de săraci sunt și posibilitățile financiare în satele Basarabiei sunt foarte, foarte mici, dar Dumnezeu lucrează și ne trimite oameni din România, pentru că pot să vă mărturisesc că 95% din ce s-a făcut în Basarabia în acești ani s-a făcut cu ajutorul oamenilor din România. Noi am pus la bătaie bănuții de la nuntă, banii de la botezul celor doi copii ai noștri, dar Dumnezeu ne-a scos și oameni în cale, și din bănuțul văduvei, și din pelerinajele pe care le-am făcut prin diverse locuri, și oameni care poate ne-au dat și banii de înmormântare ca să facem o biserică acolo. Sau că sunt nemuritori, cu oamenii aceia. Cu siguranță. Dacă dau banii înmormântare, nu mai e nevoie. Și le-am spus să nu mai bune alții, ca nu cumva să nu se întâmple lucrul ăsta. Nu știu, eu ce spuneți dumneavoastră ca pe vocație, părinte.
E chemarea lui Dumnezeu. Și eu simt lucrul acesta cu prisosință, că Dumnezeu m-a pus acolo unde este nevoie de mine. Mă bucur și de înțelegerea Doamnei Preotese, pentru că nu e ușor. Eu în fiecare zi sunt în Basarabia. Plec dimineața la ora 8, 9 și mă întorc seara la 10, la 11. Locuim în Iași în chirie, dar... A, în Iași în chirie? Da, păi bănuții de la nuntă care trebuia să luăm casă, i-am pus la biserică. Foarte tare. Și copiii câți ani au, ca să știu? Anastasia are 3 ani jumătate și da. Dionisia are 1 an. Păi, cred că o soluție de a mai face bani acum, mă rog, mă iertați de... Ar fi să mai facem un copil. Și acum a venit mai multă lume la botez, pentru că începe lumea să vă cunoască. Dacă promiteți că veniți dumneavoastră la botez, putem să încercăm. Eu zic să încercați oricum, că eu nu sunt chiar de nelipsit și particip cu drag la așa evenimente. Eu sunt impresionat de ce spuneți și știți de ce? Pentru că... să-ți atribui niște, mă rog, prin puterea lui Dumnezeu, niște obligații pe care ți le asumi singur, eu cred că e un mare curaj. La un moment dat citeam în Pateric următorul cuvânt, că pentru ca lumea întreagă să devină un iad, nu e nevoie ca oamenii răi să facă rău, e de ajuns ca oamenii buni să nu facă nimic. Adică noi suntem datori să ne suflecăm mâinicile și să facem ceva. Acolo unde suntem puși, în familia noastră, în comunitatea noastră, acolo, aici, noi în România avem biserici, avem preoți, mai ales Iașul este un oraș atât de fericit, avem atât de multe mănăstiri în jurul Iașului, dar gândiți-vă ce înseamnă pentru o femeie de 70-80 de ani să nu aibă pe o rază de 20-30 de kilometri nicio biserică. Este îngrozitor, e crunt, pentru că la un moment dat sufletul nostru tânjește după Dumnezeu. E o căutare interioară extraordinară. Și atunci pentru asta suntem noi aici, să îl ducem pe Dumnezeu în pridvorul casei acelei bătrâne. Și acelor oameni care, și comunismul, dar și neputința financiară, exact, până la urmă, nu exact a făcut până acum să se... Una este să nu vrei și altceva este să nu poți. Este îngrozitor să nu poți să tânjești după Dumnezeu. Am avut bărbați de 50 de ani care la prima liturghie, spre exemplu, la Floreni, plângeau ca niște copii mici de bucurie că au slujbă în satul lor. Vă dați seama ce dor. La biserică? Este extraordinar și efervescent. Oamenii ăștia sunt exact cum eram noi în anii 90. Atât de entuziasmați sunt că au biserici, că este liturghie, că este slujbă, că este preot, încât nu vă puteți imagina ce bucurie pentru dânsi și ce efervescență. Vă încarcă pozitiv. E cea care mă animă, pentru că din punct de vedere material nu este o satisfacție. Satisfacția este duhovnicească, sufletească, e bucuria lucrului bine făcut. Și ați văzut, spre exemplu, la sfințire, câtă lume a fost alături de noi, am unit prutul. Au fost oameni de sâmbătă, da, acum da, de pe 2 septembrie. De la Sculeni. Câți oameni au fost acolo? Au fost peste 500 de oameni. De pe ambele mari ale prutului. Am să rog regia să și suprapunem niște imagini. De acolo a fost prezent mitropolitul Basarabiei. Da, tocmai în al preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Petru, este cel care a sfințit biserica, vă spuneam, acestui complex, pentru că la Sculeni va fi un așezământ pentru copiii orfani, un azil de bătrâni, funcționează deja biblioteca și after school-ul și cantina socială. Ajutăm și un azil de bătrâni care este în proximitatea bisericii noastre, tocmai pentru că toate aceste instituții, de fapt, s-au dezvoltat împreună cu biserica, dar acum am sfințit Biserica Mare a Așezământului cu Hramul Buna Vestire și mai mulți sfinți ocrotitori, printre care și Sfântul Gherasim din Chefalonia și Sfântul Vasile cel Mare, care e părintele filantropiei creștine, de fapt. El este cel care a înființat acele instituții numite Vasiliade. Acolo, pe locul acela, am înțeles că când s-a făcut fundația, ați descoperit o cruce? Care e istoria acelei? E o poveste foarte interesantă la Sculeni, pentru că e dovada faptului că Dumnezeu este cel care, de fapt, ne ghidează pașii. Povestea bisericii de la Sculeni este foarte îndelungată, pentru că în 1918 știm prea bine că cele două localități de pe ambele mari ale prutului, Sculeniu din Moldova și Sculeniu din România, formau o singură localitate. Cum sunt toate aceste sătuce de pe malul prutului care au Măcăreștiu de la exact, Pesecan, exact, Medeleniu, Petreștiu, Ungheniu, la fel, toate aceste localități erau una singură și oamenii treceau de pe un mal pe altul. În 1918, unindu-se cele două mari ale prutului, oamenii și-au dorit să zidească o biserică care să fie suficientă pentru această comunitate reîntregită. Cea veche cu hramul Sfântului Nicolae era din lemn și greu accesibilă pentru oameni. Și așa se face că în 1919, în luna septembrie, preotul Vasile Cazacu, care era preot acolo în Sculenia, a păstorit până în 1923,
sfințește piatra de temelie a unei biserici împreună cu episcopul vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, Dionisie Erhan, Sfântul Dionisie al cetății Albe și Ismailului de astăzi, pentru că în 2018 a fost canonizat de Patriarhia Română. Este un sfânt cu o viață extraordinar de frumoasă și vă invit, telespectatorii, să îl descopere, pentru că e cu totul excepțional. Însă, din pricina vicisitudinilor vremii, s-a turnat doar fundația, dar lucrările nu au mai continuat. S-a schimbat proprietarul, acolo un evreu a cumpărat terenul respectiv unde se dorea zidirea bisericii în perioada sovietică, a încercat să schimbe destinația acelui loc, dar Dumnezeu n-a îngăduit. Și iată, după 103 ani, noi când am cumpărat locul de biserică acolo, n-am știut că acolo s-a dorit a fi o biserică. Ne spuneau cei de acolo că în proximitatea terenului nostru este fosta școală făcută în perioada sovietică și am început lucrările pentru pregătirea autorizației de construcție. Atunci când am demarat săpăturile la fundație, am găsit în dreptul Sfântătare o icoană a Maicii Domnului. Și am tot căutat să aflăm povestea acestei icoane. Și am aflat cu 3 săptămâni înainte de sfințire că acea icoană a fost așezată la temelia bisericii la care a fost sfințită de Sfântul Dionisie, pentru că hramul acelei biserici era închinat Maicii Domnului și icoana este cu Maica Domnului. Deci 104 ani a stat icoana aceea în pământ și Dumnezeu a crezut și noi am găsit-o acolo. Și ce e interesant, că dacă noi am găsit icoana în dreptul Sfântului Altar, înseamnă că biserica este fix pe vechiul amplasament. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu. E și binecuvântarea, pentru că dacă în viață facem ascultare și facem totul cu binecuvântare, Dumnezeu lucrează. Pentru că mitropolitul nostru Petru, când am vorbit de achiziționarea unui teren pentru biserică, erau mai multe locuri care s-au vehiculat. Și a spus mitropolitul, luați-l pe acesta, că aici e voia Maicii Domnului. Deci Maica Domnului, de fapt, l-a luminat să ne îndemne să luăm acolo, pentru că acolo trebuia să fie biserica. Și după 104 ani, am reușit să sfințim ceea ce și-au dorit înaintași. Și ați numit-o Buna Vestire. Da, hramul principal este Buna Vestire, pentru că am descoperit icoana la Fundația Bisericii în săptămâna a 5-a Apostolului Mare, când în biserici se citește Acatistul Bunei Vestiri. E o rânduială liturgică specială și atunci am legat-o noi de mângâierea acesta sau de bucuria Maicii Domnului. Oamenii cei care au fost peste 500 au fost și din localități învecinate, cred. Au fost și din Sculeni, au fost și din localitățile învecinate, au fost și din parohiile pe unde am păstorit. Au venit și de la Elizavetovka, au venit și de la Floreni, au venit și oameni din România care au ajutat, pentru că nu vă imaginați că aceste biserici au fost făcute cu sponsori. Toate aceste biserici s-au făcut cu leu văduvei. Și atunci toate cele văduve care au ajutat la construcția bisericii au venit acum să vadă ce s-a făcut. Și a fost o mare, mare bucurie pentru noi și o mare mângâiere și o bucurie pentru dânsii, pentru că, știți, noi oameni alergăm după multe lucruri în timpul vieții. Vrem haine, vrem cariere, vrem case, vrem mașini, dar nu luăm nimic după noi. Singurul lucru care rămâne după noi când plecăm e, de fapt, ce îi dăm lui Dumnezeu. Pentru că e bine care rodește. Peste 100 de ani eu nu voi mai fi. Dumneavoastră probabil da. Dar acolo se va face liturghie. Se poate oamenii întâmpla și invers. Se va face liturghia acolo, oamenii aceia se vor boteza acolo peste sute de ani. Deci va dăinui în timp ceea ce s-a făcut acolo. Practic, titoria respectivă e pentru veșnicie. Da, da. Da, nu rămâne pe lumea asta decât cu ceea ce oferim, cu exact, ceea ce dăruim, cu ceea Dumnezeu. Ce... Da, și din acest punct de vedere, părinte, întreb... Mitropolia noastră, Biserica Română? Noi suntem... A fost o delegație acolo? A fost da, cineva? Noi suntem formați în Arhiepiscopia Iașilor, noi locuim în Iași și în al preasfințitul părinte Mitropolit Teofan este alături de noi spiritual, ne mângâie și ne încurajează, a trimis o delegație Arhiepiscopia Iașilor, a fost părintele vicar administrativ Marian Timofte, a fost părintele protopop Mihail Roșu, pentru că noi avem un proiect de înfrățiri. Protopopiatele din Basarabia se înfrățesc cu protopopiatele din Arhiepiscopia Iașilor și protopopiatul Ungheni este înfrățit cu protopopiatul Iași 3. A fost și o delegație a Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei. Adică păstrăm cumva legătura și ca parte a Patriarhiei Române ne stăduim să îi facem conștienți pe cei de acolo că suntem un singur trup canonic. Și cu sufletul și cu fapta și cu gândul împreună. Categoric. Așa trebuie să facem. Până la urmă, părinte, biserica, mă rog, după, ce s-a întâmplat după 90, în relația noastră cu frații din Basarabia, a avut la bază cultura, educația și, în primul rând, biserica. Și ce face dumneavoastră, pentru că credința este unică. Oamenii aceia au fost sau sunt
ortodoxi. Categoric, sunt ortodoxi în proporție covârșitoare și sunt români ai doma noastră. Dacă mergem în Bulgaria, poate nu o să ne înțelegem cu vecinii noștri. Dacă vom merge, nu știu, în Germania, în Polonia, în Ungaria, dar peste Prut sunt oameni ai doma noastră care vorbesc tot limba română și care au aceeași istorie și aceeași tradiție. Și acum biserica, de fapt, de asta trebuie să se îngrijească. Nu în zadar școlile au apărut la steașina bisericii, tocmai pentru că biserica zice că trebuie să conserve lucrurile acestea și să-i ajute pe oameni să nu-și pierdă identitatea. Pentru că dacă ne vom pierde identitatea, se va trece așa cu tăvălugul peste noi. Există prin această dezvoltare, știu eu, formă de state unite, chiar și varianta aceasta cu Uniunea Europeană, când devenim încet, încet o populație, pentru că un tânăr de la noi, fie el din Basarabia, că mulți dintre ei sunt români și cred că da. Și cei care aveți dumneavoastră au devenit români, pentru că și-au găsit rude, și-au găsit conexiuni, cetățenie. Gândiți-vă că mulți dintre dânsi au mormintele bunicilor, spre exemplu, pe malul românesc. Și când am început biserica, i-am dus acolo. E ceva extraordinar faptul că peste Prut sunt tot români de ai noștri și români care au acolo bunici, străbunici, rădăcinile de altfel. Asta e un lucru care pe mine mă gulește de fiecare dată. Și vă încarcă pozitiv, vă face să munciți în continuare pentru omenește vorbind, e un efort extraordinar de mare. Gândiți-vă, la Sculeni, biserica s-a zidit în 3 luni de zile. Dacă îmi permiteți, Ștefan cel Mare a zidit Voronețul în 3 luni, 3 săptămâni și 3 zile. Noi am reușit să-l depășim, deși n-am avut mijloacele Sfântului Ștefan. Deci omenește un efort și o activitate extraordinar de obositoare și de solicitantă. Dar sufletește vorbind, e extraordinar. Că vedem roadele, să vezi oameni care se întorc la ortodoxie, să vezi oameni care se botează, se cunună, să vezi, spre exemplu, la Elizavetovka, care e o localitate mixtă, acolo erau și ucraineni. Când am plecat de acolo, le puneam filme și să-i vezi privind, nu știu, Mihai Viteazul, Haiducilul 7 Cai, filme românești și să-i vezi lăcrimând și simțindu-se românii, ceva extraordinar. Asta nu poate fi comparat cu altceva. Vă motivează și vă face să continuați și dar să găsiți. Dar n-avem voie să nu continuăm. Dacă am turnat fundația la Ungheni pentru biserică, trebuie să o terminăm și pe aceea. Nu se poate. Acum, părinte, întreb și eu. Și asta va continua, că nu cred că vă liniștiți. Eu îmi doresc la Sculeni, v-am spus, să zidim așezământul social cu azilul de bătrâni și orfelinatul, pentru că acolo se încropește așa încet cu încet o mănăstire. O mănăstire care să stea de pază așa la hotarul țării, într-o vamă care uneori poate e nedreaptă, că există acolo peste Prut, iar la Ungheni trebuie să facem biserică pentru Sfântul Iosif cel Milostiv, pentru că e orașul podului de flori. Dacă ați trecut podul acolo, trecut, știți că e proiectat de Gustav Eiffel, care a proiectat și hotelul Traian din Iași. Da. Gustav Eiffel, da. A fost așa o emulație, mă rog, ne-am adunat atunci, ne-am privit, ne iubim dintotdeauna, pentru că asta spuneam, că, mă rog, cultura, biserica, iată, în primul rând biserica, educația, învățământul, toate acestea ne-au unit. Suntem acum cu tot mai mulți tineri din Basarabia care învață la Iași, da. Unii se întorc în Chișinău sau într-o comunitate din Basarabia, alții rămân aici, sau integrează. Fiind cetățeni români, pleacă, cum pleacă și ai noștri, din păcate, sau cum au plecat și ai noștri, oriunde în Europa și nu numai. Suntem într-o lume, mă rog, mai amplă. E un perpetuum mobile. Noi ne-ar fi bine să-i avem acasă, să-și păstreze tradiția, dar ei au nu neapărat alte valori, dar gândesc altfel. Zicem noi că pe vremea noastră, dar... Pe mine mă bucură un singur lucru, știți, am făcut un periplu prin Germania cu moaștere Sfântului Dionisie și pe mine mă încântă faptul că de fapt au luat biserica cu dânsii și atunci există o speranță. Dacă biserica a plecat după români acolo și românii îl caută pe Dumnezeu, deci ceea ce se întâmplă în Basarabia, această efervescență, acest entuziasm, această bucurie a trăirii vieții liturgice este și în diaspora. În diaspora, biserica este singurul loc în care oamenii vorbesc românește, simt românește și își trăiesc tradițiile și bucuriile. Da. Am un prieten la Moinești, Dan Popoi, domnia sa e implicat printre titori acolo lângă în Kent, lângă Bruxelles,
și-au construit, s-au amenajat o biserică, cu un preot român din Iași. Da. Și a fost impresionantă povestea lui despre cum se adună acolo peste 100-150 de oameni în fiecare zi de duminică la slujbă. Și străbat sute de kilometri. Da, vin de unde poate. Noi da. De foarte multe ori nu coborâm la biserica din fața blocului, sau suntem agasați când auzim clopotele dimineață, dar sunt români în diaspora care merg, nu știu, 200 de kilometri în fiecare duminică la slujbă. Și asta e extraordinar. Da, atunci ajung la frații noștri de peste Prut. Ei fac la fel, ei vin, se regăsesc. Da, da. E o căutare. Au povești frumoase, cred. E o căutare a lui Dumnezeu și e o bucurie pentru dânsii, pentru că încetul cu încetul biserica le devine accesibil. A fost un vis pe care uneori nu mai aveau curajul să-l creadă că va fi împlinit vreodată. Adică să nu ai cimitir, să ajungi la 70 de ani, să nu fii cununat, să nu fii botezat. Înseamnă că nici slujbă de mormântare, nu? Nu, era foarte greu și din acest punct de vedere. N-avea cine le sfinți coșurile de Paști, gândiți-vă. Îmi povesteau bătrânii că scoteau coșurile afară și așteptau să cadă roa pe ele. Și considerau că așa Dumnezeu le-a binecuvântat bucatele din coșul de Paști. Vă dați seama? Am rămas fără cuvinte, pentru că poate noi tocmai lucrurile astea nu le știm despre Basarabia și despre frații noștri de acolo. Îi vedem acum pe cei care, mă rog, au reușit cumva în viață, prin profesie, prin activitate economică de vreun fel, să se detașeze și să vină chiar în România, să dezvolte afaceri aici, dar nu aceia sunt adevărații moldoveni, sau mă rog, majoritatea neamurilor, fraților noștri, ci cei pe care despre care vorbim. E o datoria fiecărui creștin, de fapt, să se îngrijească de ceilalți, pentru că, vedeți, ortodoxia nu e o credință individuală. Noi nu ne mântuim în mod singular, e chestiune colectivă. Și întrebarea apare, ce facem noi pentru ceilalți? E minunat faptul că, nu știu, vedeam zilele trecute un reportaj despre biserici care se construiesc în Africa. Dar avem și noi locul nostru în care Dumnezeu așteaptă să fie propovăduit și la 30 km de Iași. Adică să nu ne rezumăm în relația cu Basarabia doar la merge la Scurent sau la Ungheni și a face cumpărături. Să ne gândim că acolo sunt oameni care tânjesc după Dumnezeu. Știți cât de mult contează o Biblie? Deci am făcut, spre exemplu, campanii de distribuire a Sfintei Scripturi și ce m-a impresionat, că noi de multe ori poate avem o Biblie în casă, dar stă într-un loc, într-un colțișor, așa uitată. Duminica, la fiecare vizită din perioada Crăciunului, le dăruiesc în mod gratuit calendarul. Și le-am explicat că pe calendar scrie Evanghelia care va fi citită în fiecare duminică. Și duminica, când ieșeam la predică cu Noul Testament, ei repetau după mine Evanghelia. Deci ei citiseră din Biblie ce Evanghelie era în duminica respectivă. Ceea ce e extraordinar. Știți cât de mulți se bucurau de ele? De o carte de rugăciuni, de o icoană. E extraordinar pentru dânși. Sunt niște lucruri pe care noi nu le putem înțelege cu adevărat. Dar nu dăm adevărata măsură acestor situații. Nu prețuim lucrurile acestea la justa lor valoare. Și atunci, părinte, cum vedeți viitorul? În ce vă privește, probabil cu ajutorul și cerând ajutorul oamenilor din Iași sau din România să construiți mai departe. Și eu îmi doresc să-mi fac datoria acolo unde am fost pus, că e foarte important să facem lucrul ăsta și mă bucur de fiecare loc în care se slujește Sfânta Liturghie, de fiecare suflet care se botează. Categoric, trebuie să continuăm, să terminăm complexul de la Sculeni, care a fost, la care am simțit acum biserica, să facem biserica la Ungheni și mai departe, oriunde ne va trimite Dumnezeu. E important, repet, să ne facem datoria acolo unde suntem puși de Dumnezeu și să continuăm la toate nivelele. Adică avem și campanii sociale, avem o campanie, spre exemplu, cei sărași nu mănâncă doar de sărbători. Că noi avem așa entuziasmul ăsta și dragostea în perioada sărbătorilor să-i ajutăm pe cei sărași, dar să știți că sărăcia nu dispare după sărbători. Într-o casă e frig și după Crăciun. Un copil are nevoie de rechizite nu doar în luna septembrie când pleacă la școală. Și încetul cu încetul ne stădim. Făceam acum un raport de activitate și mi-am dat seama că doar anul trecut au fost peste 10.000 de oameni pe care i-am ajutat în diverse campanii și cu diverse proiecte. Îi ajutăm și pe cei care le pleacă la Domnul cei decedați. Moare mama, tata, frații, îi ajutăm și la înmormântări. Avem azilul acesta de bătrâni pe care îl ajutăm în fiecare săptămână cu ajutorul unei familii din Iași care vrea să facă o slujbă de pomenire pentru cineva adormit, ca să nu facă o masă la care doar să ne mai întâlnim, să socializăm și să facem cu adevărat o pomană. Dăm o zi întreagă, cele trei mese la acest azil de bătrâni.
Și să vedeți ce mult e o banană pentru un bătrân care e acolo la azil, apropo că au fost aceste știri nu tocmai îmbucurătoare de la noi. Sunt câte locuri sunt sau câți? Sunt 50 de beneficiari. 50. Înseamnă că e o construcție în adevăratul sens al cuvântului. Da. Pentru că trebuie condiții și de masă și de cazare și de igienă. De... Dar știți ce e extraordinar? Că de fiecare dată când noi ne împotmolim, Dumnezeu ne scoate la liman. Noi dacă am conștientizat că în mâna lui Dumnezeu suntem idoma unui pix și l-am lăsat pe Dumnezeu să lucreze sau să scrie cu noi o poveste frumoasă, Dumnezeu face lucrul ăsta. Dar noi uneori ne încăpățânăm sau nu vrem să fim atât de maleabili în mâna lui Dumnezeu, că El ne poartă de grijă. Vă mărturisesc că nu știu când s-au făcut toate. Deci gândiți-vă că am pornit la drum împreună cu doamna preoteasă, eram niște copii, aveam 19 ani jumătate când am făcut prima biserică. Și am pornit cu bănuții de la nuntă, care nu erau atât de mulți. Și acum privind în urmă și gândindu-mă că acolo sunt atâția ani de când e slujbă, de când oamenii se botează, se cunună, e un sentiment extraordinar. Știu pe de-o parte și fiecare pietricică în toate aceste biserici, dar îmi dau așa seama și cu bucurie de cum lucrează Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, știți, bate foarte încet la ușa inimii noastre. Spunea Nicolae Steinhardt în jurnalul Fericirii că Dumnezeu e gentleman, nu dă buzna. El stă la ușă și bate, așa ca noi să-i deschidem. Și atunci, poate asta e chemarea lui Dumnezeu pentru unii din cei care ne privesc. Poate asta e un moment în care trebuie să conștientizăm de fapt că n-ar trebui să trăim atât de egoist, ci ar trebui să facem ceva pentru cei de lângă noi, să ne gândim dacă nu cumva ar trebui să ne lărgim un pic și orizontul cunoașterii și să privim un pic mai încolo, pentru că noi ne rezumăm doar la universul acesta în care trăim și pe care îl vedem. Dar lumea întreagă nu-i doar Iașu. Da. Și totuși eu revin. Cum de-ați ajuns? Cum a fost prima zi de ajuns în... Ca să vă vin apoi ideea. Asta e o poveste foarte frumoasă. După ce am primit chemarea în altul Sfântului Petru și ne-a spus de zidirea acestei biserici la Elizavetovka, pentru că noi am plecat acolo cu gândul să zidim o biserică pentru Sfântul Luca al Crimeei. Sfântul Luca al Crimeei, un sfânt minunat, un sfânt contemporan, care a fost medic, este cel care a făcut primul transplant de cornee, spre exemplu. A fost un medic de renume în perioada sa și eu am cunoscut-o pe doamna preoteasă, pe actuala mea soție, povestind despre descoperirile medicale lui Valentin Voinui Asenețchi, adică numele Sfântului Luca al Crimeei din vremea când era medic. Doamna, ai medic, doamna. Studiază la Facultatea de Medicină. Am înțeles. Și am plecat acolo și mi-aduc aminte că era o imagine atât de dezolantă, era un deal cu un drum greu accesibil, necosit, doamna preoteasă slăbuță cu niște tocuri cui și mama se uita acolo și mă întreba, pentru asta ai făcut toată școală singur la părinți ca să vii aici în pustia asta? La vinea săracă abia urca dealul acela și tata spunea, dragul tate, o să ieșim noi la liman și aici. Deci a fost un început nu tocmai roz. Dar de acolo am mers și am slujit o iarnă la Elizavetovka, am făcut slujbe la început într-un vagon de tren dezafectat. Deci un vagon de tren în care pe a funcționat un magazin sătesc, l-am modelat și l-am amenajat ca să facem slujbe. Și nu uit, vă spun, drept, cele mai frumoase liturghicile pe care le făceam acolo, un frig, că vă dați seama cât era de greu de încălzit acolo, dar cu oamenii care au transformat acel vagon într-o încăpere neîncăpătoare. Nu mai încăpeau acolo, stăteau și afară și așteptau slujba. Și încetul cu încetul lucrurile au crescut, s-au dezvoltat și s-a făcut și biserica și așezământul social și la Floreni la fel și la Sculeni. Iată, ați văzut cu ochii dumneavoastră că la fel. Dar și... noi am și rugat regia să suprapună și imagini. Noi ne bucurăm foarte mult că ați venit să și imortalizați ce s-a făcut. Pentru noi este o noutate. Colegul Max la început, că el a filmat, a zis, dar ce facem noi acolo? Păi uite o să vezi. Și a venit impresionat. Foarte tare. Ce să spun, l-am cunoscut și o știu de o viață pe părintele Dan Chirilă, de câte știu și dumnealui are o activitate religioasă, educațională. Dumnezeu... Are și el o misiune în Ungheni, am înțeles. Dumnezeu are oamenii lui pregătiți pe care îi pune la treabă și eu cu părintele Dănuț Chirilă am o prietenie foarte frumoasă. Eu îl socotesc ca pe un bunic, vă spun drept.
și are o activitate deosebită acolo la Ungheni, unde a amenajat un paraclis într-un fost cămin, într-un fost internat. Și până vom reuși să edificăm biserica aceasta la Ungheni, care am turnat fundația, el se ocupă de asistența spirituală a oamenilor de acolo. Și e extraordinar că sunt oameni care, spre exemplu, au fost la Podul de Flori. Și le spun: părinte, am trecut Podul de Flori în anii 90 și mă uitam la bisericile din România și mă bucur că avem și noi o biserică românească. În sfârșit. Și știți câtă lume merge acolo și cât sunt de bucuroși că părintele Dănuț e acolo ca un far sau ca un străjer, duminică de duminică și sărbătoare de sărbătoare. E extraordinar. Și iată, vine și cărunteția asta la pachet cu un dar. Are o așezare aparte pe care oamenii o prețuiesc foarte mult și e o imagine interesantă, să știți, pentru ei să vadă un tânăr cu un om atât de trecut prin viață cum e părintele Dănuț, luptând ca împreună să le facă o biserică. Da, eu cred că faptul că dumneavoastră ați sfințit această biserică Bună Vestire pe 2 septembrie, cumva foarte aproape de ceea ce a însemnat, pentru că pe 31 august sărbătorim limba română, Ziua Limbii Române. Ziua Limbii Române. Iar pe 27, la fel, mare sărbătoare a Moldovei, independența. Da. Gânduri frumoase pentru frații. Iar în luna septembrie s-a sfințit acum 104 ani și vedere de temelie pentru biserică. Deci fără să știm am înodat acest fir în mod extraordinar. Așa a rândit Dumnezeu. Când am fixat data de sfințire, nu ne-am gândit la lucrurile acestea. A fost strict mâna lui Dumnezeu care a lucrat și binecuvântarea în al preasfințitului. Și după ce rezolvați și cu Ungheniu și după ce rezolvați și cu azilul de bătrâni, unde mai trebuie făcute lucruri și dezvoltat la Sculeni. Și după aceea ce mai faceți? Pentru când le terminați pe toate, ce faceți? Vă întoarceți acasă? Când am făcut cursurile de etnografie, am avut o temă la un moment dat, să adunăm obiecte de port popular. Și mergând prin satul bunicii mele, un sat extraordinar de pitoresc, în satul Munteni, comuna Belce, județul Iași. Oameni veniți din... A fost ziua acum, pe 3 septembrie, ziua comune. Oameni extraordinari acolo. Și mergând să adun obiecte de port popular, am ajuns la cineva și am văzut pe lângă casă foarte multe lucrări începute. Și la cerdac, și la o magazie, și întreb, de ce ați început atâtea? Sus, părinte, le-am început și nu le termin, că dacă le termin o să mor. Așa și eu. Eu după ce termin aici, trebuie neapărat să mă apuc de altceva ca să am activitate. E frumos cum spuneți. Da. Să știți că și eu am tot felul de întrebări cu televiziunea. Oprește-te odată, că ești pensionar, că... dar nu poți. Când e ceva care face parte din ființa ta, din o pasiune de o viață, mergi pur și simplu înainte. Exact. Până și când Domnul te oprește. Te oprește, decide în ce direcție poți să... E important lucrul ăsta, să mai facem și lucruri pentru suflet. Societatea de astăzi e o societate atât de materialistă și atât de comercială, încât prea facem ceea ce trebuie și prea puțin din ceea ce iubim și ceea ce ne place. Și mai este un lucru, să știți că oamenii simt. Nu putem să mimăm. Dacă ceva este făcut din toată inima și cu entuziasm și din convingere, lucrul ăla rodește. Și oamenii văd și de asta ne vin în ajutor. Dacă am face ceva mecanic și dacă n-ați fi cu adevărat un profesionist și n-aș face lucrurile acestea din toată inima, n-am putea înaintea. Dar Dumnezeu de asta ne lasă, pentru că vede că facem din suflet toate. Mai ales dacă direcția în care mergem este una spre binele altora. Spre binele altora. Exact. Da, eu mai glumesc uneori și spun: bună ziua, noi suntem cei care mințim poporul cu televizorul și ne-am concentrat, de fapt, și programele noastre spre zona aceasta, spirituală, culturală, educațională, umană, relațiilor interumane, și poate de aceea ne și ține prezenți. Avem nevoie și de un conținut de calitate. Pentru că e foarte important omul în viață să fie aidoma unei albine. Știți, într-o pajiște, albina găsește florile pe care se așeze ca să culeagă mierea. Nu e ca o muscă. Și atunci e foarte important în viață să fim ca niște albine și să avem și un conținut de calitate unde să mai ne hrănim sufletește câte puțin. Doamna preoteasă, ce face când sunteți tot timpul plecat? Are grijă de cei doi copii, de Anastasia și de Dionisie.
și în paralel și studiază. V-am spus că ea se pregătește să devină medic, așa, inspirată fiind de Sfântul Luca al Crimei. Nu e ușor nici pentru dânsa și chiar spuneam la sfințire că toată lumea îl felicită pe părintele la sfințire, dar de fapt ar trebui în primul rând să o felicite pe ea și pe părinții care duc o parte din greutatea aceasta, pentru că să putem merge în acest ritm, gândiți-vă, sunt biserici în România începute de 30 de ani, poate, și faptul că noi reușim o biserică să o facem în 3 luni de zile înseamnă un efort și din punct de vedere financiar și logistic, și să împlinim așa cuvântul psalmistului David care spune că râvna casei tale mă mistuie. Și ca să te poată mistui casa lui Dumnezeu, ai nevoie de cineva acolo în spate care să facă cu adevărat echipă. Și ea face o echipă extraordinară cu mine și acum se ocupă de cei mici și de Anastasia și de Dionisie. Ce veți face pe 8 septembrie? Că e o sărbătoare importantă. Veți fi... Vom fi acolo, categoric, da. Și vom sluji și îi vom felicita pe cei care sunt ocrotiți de Maica Domnului. Nu e greu la graniță, că treceți... Că eu am venit ieri, că am fost în egală măsură plecat, iar altă ieri. Plecat la Ziua Națională, Sărbătoarea Limbii Române, și mi s-a părut așa o așteptare, cred că peste o oră am stat la noi, pentru că era o coloană de mașini lungă, mă rog, nu știu ce s-a întâmplat, că am stat atât de mult. În balada meșterului Manole ni se spune așa: altarul ca să fie și petele să ție, cer sufletul și inima zidite în temelie. Și atunci când faci din toată inima ceea ce faci, nici așteptarea asta nu mai este atât de îndelungată. Și dacă îmi permiteți, și dumneavoastră ați fost foarte norocos, pentru că acum în luna august știți prea bine că sunt foarte mulți din cei care au luat calea pribegiei, care se întoarcă acasă. Dar în octombrie, când sfințim la Floreni Biserica Sfânta Masă, vă așteptăm și atunci o să fie mai liber în vamă. O să am mai mult timp. Da. O să vin cu drag, părinte. La noi, pe 1 octombrie și ziua recoltei, așa cel puțin am definit-o noi pe vremea înainte de 89, dar care are o semnificație, că e vinul, apare vinul nou. Mă rog, e acoperământul Maicii Domnului. Aș fi onorat să ne mai vedem, părinte, poate chiar pe subiecte din acestea, cum avem emisiunea cu părintele Stoleriu, de educație religioasă, de credință, de a povesti celor de acasă despre semnificația sărbătorilor. Cu toată religioase. Dragostea. Pentru mine asta e o dihnă pentru suflet. Că mai lăs un pic betoanele și mă mai ocup așa și de suflet. Da, mi se pare frumos cum spune, mai lăs un pic betoanele. Așa că explicație, că și eu am lăsat betoanele ca să mă ocup de suflet. Eu sunt inginer constructor de profesie și am lăsat betoanele, că multă lume spune, dar tu ești inginer, ai învățat școală și restul te ocup de dialoguri și vorbești, discuții, mă rog. Asta a visat tata să fac și eu, ca să vă fac așa o mărturisire atunci când mi-a spus că totuși dacă vrei să te faci preot, să le faci pe toate ca la carte. Deci nici întâlnirea asta nu e întâmplătoare. Și eu cred. Aici e vinovat cel care ne-a adus împreună, părintele Dănuț Chirilă. Lucian Blaga spune așa, că suntem suma oamenilor pe care îi întâlnim. Și fiecare întâlnire categoric e programată de Dumnezeu mai bine decât credem noi. Da, părinte, da, eu nu cred că mai prind, dar după 33 de ani de televiziune mă simt la fel de dornic să dialoghez, să fac lucruri, pentru că merg la zilele comunilor, mi-am cumpărat o ie specială, colegii mei de la tehnică. O cămașă, pardon. Pentru că ea este piesa de port vestimentar specifică femeilor. Așa este, o cămașă. Mă mulțumesc că m-ați... De fel profesional. Și mergeam cu Cristi ieri, ne-am dus la Șipote, la Ziua Comunii. Mă simțeam așa, parcă făceam parte acolo, din comunitatea aceea. I-am lipsit pe colegii mei. Toți suntem, nu știu, Max, dacă a avut ținuta adecvată, dar data viitoare o să-i pregătim ținuta. Ne încarcă emoțional fiecare întâlnire cu oamenii. Ne face să fim, după 33 de ani, eu sunt la fel de tânăr ca atunci. Așa că vă doresc să ne întâlnim, mă rog, cred că e o dorință cam mare în ce mă privește, peste 33 de ani. Eu zic ai că nu e atât de mare, pentru că bunica mea, care e o persoană extraordinar de activă, spune că e foarte important să ne fixăm ținte cât mai îndelungate și au zis că nu vrea să strice dintr-o 100 de ani, că ce-i 100 în ziua de azi, nu cumperi nimic de dânsa. La fel și dumneavoastră, să depășiți 100. Ah, măi, da. E o opțiune pe care numai cel de sus o rânduiește. Categoric. Așa. Dar că... să știți că noi, de fapt, suntem animați de dorința aceasta de a munci și de țintele pe care le fixăm. Da.
care ne fac, dacă cumva avem o problemă de, nu știu dacă de sănătate neapărat, dar, mă rog, de oboseală, de când știi că trebuie să ajungi într-un loc și cum plecați dumneavoastră la Chișinău, la Sculeni, la oriunde aveți treabă pentru a împlini ceea ce faceți, sunt convins că uitați de toate. Categorică, da. Și asta înseamnă vocație, înseamnă misiune și înseamnă șansă pentru a veni și alții lângă dumneavoastră. Eu îi provoc pe cei care urmăresc emisiunea într-adevăr să o echipă. Mergeți înainte cu proiectele. Toată lumea la o sfințire laudă pe preot, de fapt preotul nu face nimic decât să adune niște oameni și să-i pună în mișcare, pentru că eu n-aș fi putut să fac nimic de unul singur. Tot ceea ce s-a făcut la Sculeni și ați filmat dumneavoastră e bănuțul văduvei și a omului sărac și a celui care vrea să lase ceva după dânsul. De unul singur n-aveam cum să fac tot. Niciodată cred că nu putem face chiar singuri, mai ales că nici nu ne putem bucura de ceea ce am făcut. Exact. Să-i bucurăm pe cei. Avem nevoie de comunitate și de comunie, cum spuneam la începutul discuției noastre. Comunitate și comuniune. Multă sănătate, părinte. Vă mulțumim din suflet pentru invitație și vă așteptăm alături de noi oricând aveți plăcerea. Mi-am propus că în octombrie să fim împreună. Și invit și pe telespectatorii noștri în octombrie la sfințirea Sfintei Mesei a Bisericii din Floreni, biserica WhatsApp, eu așa îi spun, pentru că e biserică construită în 40 de zile cu ajutorul WhatsApp-ului. Am cumpărat terenul și pe măsură ce înaintam cu lucrările, trimiteam pe WhatsApp la toată lista. Avem nevoie de 50 de paleți de cărămidă. Și fiecare spune, eu da, 1, 2, 3, 5, avem nevoie de tablă, foarte avem frumos. Nevoie de lemn. Așa că vă aștept la Sfințirea Bisericii WhatsApp. Asta e, Floreni este lângă... Lângă Sculeni. Lângă Sculeni? Deci tot cumva foarte aproape. Foarte aproape. E, exceptând o jumătate de oră sau cât de puțin am putea... Nu, v-am promis că o să fie mai liberă vama că au plecat. Am înțeles, ne-ați promis, da. Ne-ați promis, să vă țineți de promisiune. Vă promit. Stimați telespectatori, a fost părintele Gabriel Andrei Gherasă, consilier... Nu, a zis bine, nu? Da. Consilier pentru proiecte patrimoniu și construcții bisericești al Mitropoliei Basarabiei. Vă mulțumesc, părinte, încă o dată. Vă sănătate dumneavoastră, invitație și... putere multă doamnei preotese, răbdare, înțelegere, răbdare, pentru că până la urmă tot acasă veniți. Categoric. Mai târziu, mai... Mulțumim, da. Îi mulțumesc încă o dată, dumneavoastră sănătate multă și să ne vedem cu bine și la alte întâlniri cu invitați de marcă, așa cum am avut onoarea să l-am astăzi ca prieten, ca musafir, ca intervievat pe părintele Gabriel Andrei Gherasă. Numai bine, la revedere! Mi-e dor să mă merg la un cear, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai.